Salutare și bine ați venit la noi la Jurilovca. Sezonul pentru noi a început așa un pic inedit, că fiind primul an al pensiunii cuplu călător, dar prin recomandări, prin recenzii am început să avem oaspeți. Încă din primăvară sau chiar încă din iarnă au început să vină oaspeți pentru experiențe, dar apoi din primăvară s-a simțit o diferență față de anii trecuți și a fost nevoie de mai mult efort din partea noastră pentru a atrage oaspeți în Jurilovca și la noi la pensiune. Se simte o scădere față de anii anteriori. Este un cumul de factori care a dus în situația aceasta. Clar a fost și dezinformarea și din cauza conflictului început aici la vecinii noștri. Au fost diferite reportaje, au fost diferite articole în presă, au fost diferite păreri care au transmis că oamenii de aici sunt deranjați de ceea ce se întâmplă peste graniță. Într-un fel sau altul, fonic sau doar așa moral. Dar deja în ultimele săptămâni se vede că nu toate acestea au fost niște neadevăruri, iar cei care vin aici se simt în liniște, se simt în siguranță, chiar dacă stau poate la marginea deltei, în zona Sulinei sau în Jurilovca, tot se simt în siguranță. În același timp mai vorbim despre creșterile de prețuri, pentru că atunci când, de un exemplu, a crescut combustibilul, iar oaspeții care vin din vestul țării, aproape li s-au dublat cheltuielile de transport. Din ce am observat în zonă, dar și la noi la pensiune, prețurile nu au crescut. Nu au fost creșteri mari de prețuri. Fiecare administrator a încercat să-și amortizeze cheltuielile în plus și să ofere oaspeților o experiență fără prea mari costuri suplimentare. Dar mulți oaspeți au ales poate să reprioritizeze și să vadă ce se mai întâmplă cu situația aceasta economică. În același timp au fost și granițele deschise. După 2 ani de pandemie în care majoritatea românilor au stat în România, chiar dacă poate au dorit un pic să exploreze, au pus mai mult accent pe libertate, pe călătorii, acum s-au deschis granițele și au început să plece și în alte țări, să descopere și alte experiențe, pe lângă cele din România. În ultimii 6 ani am avut aproape 4700 de oaspeți care au fost găzduiți la noi în comunitate, la noi la pensiune și la pensiunea veche, bineînțeles. Aprecierile au fost foarte mari. Toți cei care au fost s-au reîntors sau au trimis prieteni, iar acesta mi se pare că este cel mai mare argument al satisfacției și al experienței pe care le-au avut aici. Majoritatea oaspeților au fost surprinși în mod plăcut. Ne venim cu așteptări foarte mari, au descoperit că este o zonă extraordinar de frumoasă, sigură, și nu este aglomerată. Deci și în timpul verii, dacă ai plecat din București sau ai traversat din Brașov, ajungi până aici fără mari probleme, fără ambuteiaje pe un asfalt foarte bun. Aici sunt preparate tradiționale. Majoritatea de aici folosesc pește de aici, din Laguna Razimțenoi și din Delta, pește proaspăt. Gemuri, compoturi, fel și fel de preparate făcute încă în casă de oameni. Noi avem miere de Jurilovca, avem și multe inițiative locale care se tot dezvoltă și care fac ca experiența în această comunitate să fie din ce în ce mai autentică, dar și dinamică. Ai parte de tradiție, dar și de experiență. Jurilovca, vorbim punctual de Jurilovca, este un sat liniștit, pitoresc. Tot avem oaspeți din ultimele săptămâni care apreciază curățenia, liniștea. Oamenii care sunt gospodari, florii din fața casei, dar și pomii fructiferi care sunt pe toate străzile. Vin să descopere multe preparate tradiționale, vin să descopere tradiții, vin să se relaxeze, să se deconecteze și, bineînțeles, vin să exploreze cât mai mult.
lacurile acestea mari, fiind și lacuri periculoase din cauza vântului, au făcut canale de centură în jurul lor, ca pescarii să adăpostească pe aceste canale, să expună vântului foarte, foarte puțin. Cu timpul, nefiind întreținute, acestea s-au mai colmatat. E o zonă unde mergem noi acum, unde nu mai pot intra păștii. M-am dus de simțit, dar o dată de temi ca aceste duci. Salut! Putem face o scurtă plimbare de 30-60 de minute pe un canal de centură care duce un pic spre capul Doloșman. Putem face un traseu de 80 km, unde mergem mai mult pe un canal și trecem prin diferite zone de vegetație, iar când vântul ne permite, putem ajunge până la stânca Doloșmanului, singura faleză stâncoasă de pe teritoriul României, unde ne bucurăm de ce au făcut milioane de ani de eroziune aici, la 7 km de Jurilovca. Acum suntem pe un canal, vechiul canal de centură al Golovitei, unde avem o plimbare cu caiacul. Acum putem filma, dar mai devreme am trecut printr-o zonă în care ne-am simțit ca în mijlocul deltei sau poate o deltă din Amazon sau în alte zone foarte exotice și așa, care îți oferă o stare de adrenalină pe lângă aventură. Plimbări cu bicicletele sunt niște trasee foarte frumoase cu plecare din Jurilovca, vizitarea capului Doloșman și a vechii cetăți antice Orgame-Argamu. Traseele cu bicicleta pot ajunge și la Inisala și în același timp în toată zona din conjurul Jurilovcăi. Excursii cu șalupa, excursii cu șalupa în Laguna Razim Sinoe, excursii cu șalupa în zona Deltei Dunării, dar și un pic de relaxare, odihnă, citit o carte și consumat un cocktail la gura Portiței. Vorbim de case tradiționale dobrogene, chiar aici aproape avem o gospodărie tradițională, singura din Dobrogea, unde casa este conservată in situ, așa cum a fost ea locuită, cu anexă, cu acoperiș din stuf, cu ustensile rămase de pe vremea vechilor proprietari, până și vechile patine pe care le foloseau ca să traverseze lacul Razim, când era lac înghețat, au rămas acolo conservate. Delta Dunării este o destinație care îți oferă experiențe intense. Deci oaspeții aici nu vin doar să stea la o cabană, să mănânce ceva standard, o ceafă cu un cartof prăjit și să bea o bere de la magazin, ci aici oaspeții vin să experimenteze. Vin să mănânce preparate tradiționale din pește, iar peștele costă mult mai mult decât costă un kilogram de carne de la un supermarket, și merg să experimenteze cu barca, cu șalupa, pe plaje virgine, pe canalele deltei, și atunci aceste activități de zi de zi costă, bineînțeles. Dar dacă ne gândim din punct de vedere al cazării, dar și al gastronomiei, nu e diferență, cam la același nivel în toată țara. Dar oaspeții care vin în Delta experimentează și atunci, în coșul de cumpărături al familiei, se adaugă sume suplimentare. Tocmai din aceste considerate că sunt experiențe intense și multiple. Noi vorbim cu majoritatea oaspeților și dinainte, găsesc informații și pe site-ul nostru, iar apoi discută direct la fața locului cu noi despre ceea ce poate să facă. În funcție de oaspeți și în funcție de număr de zile, noi le propunem pentru fiecare zi un itinerariu pe care îl pot face împreună cu noi, cu șalupa, cu barca, cu caiacele, cu bicicletele, sau îl pot face și individual cu mașina proprie. Pentru că Jurilovca este în centrul Dobrogei. Din Jurilovca poți descoperi întreaga regiune. Este o regiune nu foarte promovată, dar cu foarte multe bogății. Vorbim despre cei mai vechi munți din Europa, dar și cel mai munții Măcinului, dar și despre cel mai nou tărâm al Europei, despre Delta Dunării. Avem 25 de cetăți antice, avem foarte multe case tradiționale dobrogene, și plus avem această diversitate etnică, care conviețuiește într-o armonie de sute de ani. Aici poți să găsești bucăți tradiționale lipovenești, ucrainiene, turcești, tătărești, armânești. Vedem din ce în ce mai mulți oaspeți care acest lucru îl fac. Vin, stau o săptămână în Jurilovca sau poate mai puține zile și de aici descoperă toată zona. Avem avantajul că în Jurilovca se ajunge bine pe asfalt, avem avantajul că administrația ne susține și avem o infrastructură foarte bună și atunci cei care vin aici se simt și în siguranță și confortabil ca să-și creeze o bază. Pentru că până la urmă ai nevoie și de o liniște și de un confort. Să știi că ziua ai explorat, ai descoperit, ai avut parte de lucruri noi, dar seara te întorci într-un loc intim, confortabil, unde poți așa să te deconectezi și să te reconectezi la ceea ce ai descoperit pe parcursul zilei. Din Jurilovca poți pleca în Delta foarte ușor, poți pleca în la gura Portiței, poți descoperi alte plaje sălbatice și mai puțin turistice din zona noastră, poți descoperi cetăți tradiționale, cetăți antice și în același timp degustări de vinuri. Numai în zona noastră avem 4 crame la o aruncătură de 20 de minute de mers cu mașina. Și atunci Jurilovca încet încet probabil va deveni
și oficial și neoficial, centrul Dobrogei și baza de plecare, așa cum este, de exemplu, pe munții prin Himalaya, ai o bază de unde se întâlnesc din ce în ce mai mulți alpiniști și de acolo fiecare pleacă pe traseul lui. Așa va deveni și Jurilovca, baza de unde oaspeții vor descoperi întreaga Dobroge. Sezonul a debutat în 27 aprilie. Noi am avut un eveniment corporate cu un grad de ocupare de 100%. Luna mai la fel a fost dedicată pentru evenimentele corporate și team building-uri. În prezent, noi avem un grad de ocupare mai redus cu 20% față de anul trecut. Este un sezon care, îl spunem noi, puțin atipic. De ce? Pentru că majoritatea concediilor planificate pentru oaspeții noștri fideli și tradiționali s-au scurtat de la 4 nopți la 3 nopți, o parte din ei optând pentru turismul din afara țării. În prima fază am resimțit, să zicem așa, problemele din zonă, problemele de așa zis conflict din Ucraina. O parte din oaspeții chiar ne întrebau dacă și la noi, ca și la Sulina, se aud bombe sau sunt avioane. Acest lucru s-a mai temperat. Raportat la sezonul trecut, la tot ce înseamnă cazare, noi nu am operat nicio majorare de preț. Tarifele de anul acesta sunt tarifele de anul trecut. Discutăm practic de aceleași pachete de 3 sau de 4 nopți, în care mai sunt incluse și tarifele pentru masă. Cu toate că anul acesta am resimțit o creștere destul de mare, atât la costurile de utilități, la energie, costurile de materie primă, și costurile salariale, care au un grad ascendent de 10% cam în fiecare an, noi am încercat să menținem tarifele la nivelul anului trecut. La Gura Portiței pot în momentul de față beneficia de această plajă generoasă care se întinde pe toată lungimea stațiunii, de peisajele din Delta. Noi avem o poziție privilegiată, acest loc unic pe care noi încercăm să îl conservăm, să conservăm tradițiile pe care noi le oferim, experiențele culinare gastronomice, serile tematice cu ansambluri folclorice din zonă, seri de vinuri, degustări de vinuri. Zona cea mai importantă din Delta Dunării pentru noi este această zonă lagunară, această zonă formată din lacurile Golovița, Razem și Sinoie, oferă un potențial turistic deosebit. Noi organizăm zilnic excursii pe cele 10 trasee ale rezervației biosferei Delta Dunării, trasee care pot ajunge până la Sulina, pot ajunge până la vărsarea Dunării la Sfântul Gheorghe, zona Golful Holbina, lacul Solomon și tot ce înseamnă lacuri în zonă. În plus de asta, oferim oaspeților noștri și apus de soare pe lacul Golovița sau pe lacul Razem. Bine ați venit! Bine ați venit! O casă tradițională lipovenească, cel puțin vreo 80 de ani, refăcută. Este plin la noi acum. Poftiți! Sunt patru camere aici
două cu două matrimoniale. Au o zonă de relaxare de terasă aceasta, unde sunt prevăzute cu terasa lor. Mai departe avem o zonă de grătar, o zonă de luat masa și de relaxare. În continuare vor găsi la noi un salon cu diverse chestii de mic dejun. Dacă nu doresc să servească masa la noi, au posibilitatea de a-și găti singuri, cu o zonă de biliard. Și o să trecem în celălalt concert. În zona de căsuțe. Acestea se numesc Blue Bungalows. Le-am dat drumul un pic mai devreme decât celălalt concept. Sunt 3 căsuțe de 4 locuri, respectiv 3 locuri. De asemenea, și acestea sunt pline și nu o să vă pot, deschide. Sau... Cred că aș putea să vă arăt una din ele. Aici încă este pe drum. Poftiți! Sunt dotate cu aer condiționat, au mini frigider și fiecare căsuță are baia ei proprie. Este într-adevăr în exterior, nu am reușit să le fructific în interior, dar fiecare căsuță are baia ei proprie într-o zonă separată. Mergem mai departe. Cum vă spuneam, sunt trei căsuțe cu trei băi, așa arată și o baie de căsuță. Acesta ar fi conceptul de bungalow. Camerele sunt dotate cu băi interioare. Iar aici încercăm să definitivăm, lucrăm de o lună jumate la o zonă, bucătăria noastră este gata de anul trecut, încercăm să facem o zonă nouă în care oaspeții pot servi masa. Există momentan zona aceasta, dar lucrăm în continuare și mai avem foarte puțin. Au o zonă de relaxare cu biliard și afară și un bar aici și micul dejun și cina poate fi servit în cadrul unității. Asta este o casă lipovenească, autentică. Dacă la început a avut stuf, ulterior s-a pus tabla și eu voi ajunge din nou să pun stuf pe ea, că astea au fost vremurile înaintașilor noștri. La început a fost stuf, ulterior s-a înlocuit ca și în ziua de azi materialul. Din nou va trebui să modific. Da, este o casă la care am schimbat doar interioarele și am lucrat la exterior. Restul, structura ei a rămas intactă de acum 80 de ani. Așa am reușit să o remodelez și să fac din ea un concept care, după cum vedeți, funcționează și este plină. Este apreciată și oamenii se întorc cu drag la noi. Aș spune că este un preț decent. Camerele noastre ajung undeva la 200 de lei pe noapte. Sunt camere matrimoniale. Conceptul de blue coral ajunge la 200 de lei pe noapte. Conceptul de căsuțe variază între 150 și 180 de lei pe noapte, în funcție de capacitatea lor. În sezon, într-adevăr, ajustăm prețurile cu undeva cu 10%, adică în august se ajustează undeva cu 10% în sus. În momentul de față, fiind un business creat la început în familie, partea noastră de masă se asigură la cerere, dar au oricând restaurantul fratelui meu, care terasa Selos, care funcționează, și atunci ne ghidăm oaspeții împreună și îi împărțim să îi facem mulțumiți. Venim aproape fiecare weekend vara. Foarte. Cu corpul. Da. Doar cu corpul, da.
ce faceți în zonă? Dar ce nu facem? Mergem la lac, alergăm, mâncăm, pescuit fetița noastră, numai că ea nu e acum. E cu pescuitul, nu e cu sportul. Mai cu sportul, da. În pandemie căutam un loc, evident, mai retras, neaglomerat. Și am fost atunci, am venit prima dată, atunci eram mai ocupat decât acum. Acum văd că de când, mă rog, pandemia, să zicem, este terminată, lumea s-a reorientat, noi am rămas. În pandemie era plin pe aici. Era aproape plin, dar noi am rămas fideli, adică decât să mergem la preferăm de 1000 de ori locul ăsta, litoralului românesc, adică nu se compară. E o chestiune de gust. Pentru noi e suficient ce avem aici, efectiv. Deci ce ne oferă locul, campingul, ne e absolut suficient. Sunt câteva locuri în zonă în care se mănâncă foarte bine, suntem amatori de mâncare de pește, așa că avem, sunt destule variante. Și ok, convenabil. În parcurii mergem de obicei. Dar și aici, chiar și aici. Și aici. Și la Lunca, sunt multe restaurante prin zonă. Ai de unde noi, dacă venim de mult timp, le cunoaștem pe toate și știm unde să mergem să mâncăm. 250 de turiști, 62 de campări, 2018 450, 150 de campări, 2019 600, 2020 900, 2021 1100 de turiști, aproximativ. Poate să fie cu plus, asta ce am luat de pe... În 2021 am avut mulți români, fiind pandemia. În 2020, la fel, deci anii pandemici au fost a românilor, au fost mai mult ai noștri. Iar aici, uitați, în 2019, 79 de campări de turiști străini, 44 străini și 36, deci primii, cei mai receptivi au fost turiști străini și anul ăsta au revenit. Și ce tarife aveți? De cort este 34 și de rulote este 45. Și ce primesc oamenii? Pernoapte, indiferent de consum. Consumul se învăță apă și curent. Și, apă. Și apa este pe tot perimetrul. Avem sistemul de apă pe tot perimetrul camping. Am observat și robinet pe aici pe acolo. Deci foarte ușor. Și, da. Toalete, dușuri? Lucrurile sanitare sunt în regulă, apă caldă non-stop. Mergem, ne arătați? Da, da, avem un... castel gonflabil, atracție principală pentru copilași, foarte cântați. Ei, vin și familii cu copii. Majoritatea sunt, mai ales românii, familiști. Străinii, mulți cicliști. În prima dată, ce m-a impresionat, o doamnă de 63 de ani din Polonia, pe bicicletă. Nu știa rusă, nu știa engleză, nu avea internet, o simplă hartă și plecat în lume, la 63 de ani. Turiștii au posibilitatea să-și facă un grătar aici? Da, trebuie să avem un grătar amenajat. Și după cum vedeți, ne acolo și copăcii, avem și umbră. Asta era minus o fie în timpul lui, dar acum gata. Aici e grătarul, aici e ghiuveta și aici e masă. Da. Ne-am achiziționat o lavă frigorifică. Vă dați seama, pentru cei cu cortul pe timp de vară, e un ajutor, să zic așa. Cerezor cu camelo, eu arăgă donose, mala doi cazac, mala doi cazac, polco, polco, mișca prose.